Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să dăm drumul la acest Silver Chest. Vedem, avem ceva de donat pe aici prin chat. Ok. Și haideți să deschidem chesturile. Vedem că avem și oferte în shop. E vorba de un Legendary Arena Chest cu Ice Wizard și Curzar, care costă destul de mult și nu cred că merită cele 500 de gemuri. Și hai să deschidem chesturile. O să începem cu acest Golden Chest. Avem aici 569 de gold, Fire Spirits, Skeleton Dragons și Firecracker și Hell Spirit. Ok, mai avem un Crown Chest aici. Ia să vedem. Avem 1162 de gold, 2 gemuri, Royal Delivery, Giant Snowball, Skeletons și Flying Machine. Bun. Ok, și mai avem un Giant Chest care are 2961 de gold, 3 muschetire, de fapt are 3 muschetire, 114 Barbarians, Fire Spirits și 63 de Furnace, care înseamnă o grămadă de Star Points. Bun, și dacă ne uităm noi aici în misiuni, vedem că trebuie să jucăm cu cărți de 4 elixir. Și nu ne e foarte greu, pentru că deck-ul nostru este bazat pe o grămadă de cărți cu 4 elixir. Avem Dragon, avem Tesla, aproape toate, în afară de Rachetă și Arrows. Bun, și haideți să începem cu niște meciuri la Preparation Day. Hai să luăm un... Perfect. O să jucăm... E același mod ca cel din challenge, cu heal pe arenă sau nu? Nu, se spanează Hell Spirit. Ok, hai să vedem cum ne descurcăm aici. Aici ar fi mers tot decul acela cu healer-ul. Da, nu reușim să ajungem pe turnul lui momentan. Hai să punem Tesla. Stau aici un Eros. Un pic întârziat. Da, și punem din nou Baby Dragon-ul aici, nu? Da, și ne-a dat destul de mult damage acolo. Hai să trimitem și Hog-ul și o să avem nevoie de un Freeze aici. O să dau și un Arrows. Și ar fi fost bine dacă venea un pic mai târziu. Ok, punem minipeca în spate și o să trimitem să vedem, punem aici o Valkyra. Bun, și ar trebui să avem un push destul de bun aici. Da, rămâne în viață acel PK, dar da, este scos de Wizard. Hai să vedem cum rezistăm acestui atac. Cred că am dat prea devreme acel Eros. Și pierdem primul turn. Clar, șansele nu sunt de partea noastră să câștigăm acest meci. Dar hai să încercăm totuși. Poate... No. Da, e greu pentru că n-avem deck-ul potrivit. Hai să dăm aici un Arrows. Hai, am crezut că e celălalt mod de joc cu cel din challenge.
și hai să vedem, o să mai punem aici un baby dragon. Mai trimite mereu ăsta, nu mai are rost, s-a terminat. Bun. A jucat bine, ce-i drept. A avut de cum mai bun pe modul ăsta de joc. Hai să dăm și un student dead battle. Ok, începem cu baby dragon-ul. Trimitem Valkyra, trimitem Hog. Dăm și un freeze și ar trebui să dăm acolo ceva damage. Dăm un Eros aici. Și surprinzător a reușit să ne dea mai mult damage el decât am reușit noi. Ok, hai să ne apărăm pe partea stângă. Holy fuck, cât damage a reușit să ne dea acolo pe acel P.E.K.K.A. mare. Și hai să vedem ce reușește Hog-ul. Dacă am fi dat un hit, am fi avut șanse să... Ok... Nu, de ce? Puteam să dau oricând Eros-ul, dar nu mai știam să dea atât de mult damage. Și avem două înfrângeri din două meciuri. E cel mai rău început pe care îl puteam avea. Bun, hai să dăm și un... Hai să dăm un draft. Hai să luăm Royal Hogs. O să iau... Nu, ar fi trebuit să iau... Tornado. Ai, destul de greu aici, hai să luăm... Hai să luăm Darth Goblin-ul. Bun. Începem cu Royal Ghost-ul. Să dau un fireball aici, puțin greșeală, Hog-i. Și ce greșeală a făcut acolo, putea să mă tragă pe turn. Putea să mă tragă pe turn. Nu înțeleg de ce n-a făcut-o. Trimitem din nou porcii. Dăm și un Hell Spirit. Ok, și punem aici Darth Goblin-ul. Să punem aici multe trupe pentru Hog. Trimitem așa, am avut un push destul de bun acolo. Să punem și minerul. Dăm și un zap. Dăm aici un fireball. Nu prea așa a avut rostul. Am vrut să scăpăm neapărat de acel... De acea prințesă. Să punem minerul. Dăm aici un fireball. Trebuie să ne apărăm. Uite-mi porcii, o să pun și Darth Goblin-ul aici. Dăm și un Hell Spirit. Ok. Băi, și ar trebui să... Obținem victoria. Cu un zap acum cred că e suficient, da. Și avem prima victorie din acest Preparation Day.
victorie care na, ne aduce 50 de goli, ne aduce și ceva cărți mai multe un pic decât decât la Lewis și bun, reușim să ne facem și quest-ul de aici și ne luăm cele 10 gemuri. Bun, cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele, să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!